înainte de sărbătorile pascale, noi așa, vom primi verdictul clar din partea bordului UNESCO dacă geoparcul Ținutul Buzăului va fi geoparc sau nu UNESCO. Cu această ocazie, din 15 probabil aprilie, atunci se va întâlni bordul, 15 sau 16 aprilie bordul UNESCO, vor fi nu evaluate neapărat că au fost evaluate, 16 geoparcuri în întreaga lume, printre care, bineînțeles, și geoparcul Ținutul Buzăului. Dacă vom primi răspuns afirmativ, în data, o săptămână înainte de sărbătorile pascale, să zicem în data de 21, va fi întâlnirea online între Ținutul Buzăului și bordul UNESCO. La această întâlnire online vor fi, bineînțeles, prezente și celelalte 15, că noi suntem al 16-lea, să spunem, geoparcuri din întreaga lume. Ce mă bucură pe mine foarte mult, că doamna reprezentanta UNESCO, de fapt șefa, director sau cum vreau să spună, la UNESCO pe România, și-a exprimat dorința să fie prezentă la întâlnirea din 21 la Buzău. E un format de transmisie online care ne va fi transmis. Nici nu e bine și nici nu-mi permis să anticipez ce se va întâmpla atunci. Eventual, în data de 21, dacă vom fi agreați, vom primi diploma virtuală, iar dacă o să fim, și cred eu că noi suntem niște oameni norocoși și nu e așa, în septembrie vom primi și în format fizic diploma care atestă ca, să sperăm, ca geoparcul Ținutul Buzăului să fie acreditat UNESCO. Ia cred că după o muncă de, știu eu, de ani mulți, unde oameni absolut admirabili din punctul meu de vedere, prin profesionalismul, devotamentul și încrederea în această idee, au lucrat, au muncit și așa mai departe, și am ajuns să finalizăm acest lucru. Eu, indiferent ce se va întâmpla, dar eu sper că nu se va întâmpla nimic care să, eu știu, să ne facă să nu fim atât de fericiți, ca să spun așa. Vreau să mulțumesc la toată lumea, la cei din aparatul propriu al Consiliului Județean, cei de la Fundația Ținutul Buzăului, Universității București, domnului profesor Andreșan și așa mai departe. Și cam atât aș vrea să spun despre acest lucru. Ce vreau eu să vă spun, știu că foarte multe lume și arogă acum anumite povești, nu este decât meritul celor care s-au ocupat. Deci foarte clar, aparatul propriu al Consiliului Județean, cei de la ONG-ul Ținutul Buzăului și Universitatea București, și aici punem punct. Restul sunt istorie și jocuri de imagine. Haideți să mergem mai departe. Domnule președinte, dacă răspunsul va fi unul afirmativ, ce se întâmplă cu geoparcul Ținutul Buzăului? Ce urmează? Păi, întrebarea, să știți că este foarte bună. E ca și în sport aici, este ușor să ajungi undeva, să faci performanță, să fii campion dacă vreți, dar este mult mai greu după aceea să te menții. Bineînțeles că intrăm într-o logică la tot ce înseamnă geoparc sau tot ce înseamnă UNESCO, de patrimoniu și mai departe, de dezvoltare, evenimente, și mă repet, toate geoparcurile UNESCO sunt evaluate în fiecare an, noi trebuie să menținem anumite standarde. Asta ce va însemna? În primul rând, recunoaștere internațională pentru județul Buzău și implicit pentru România. Județul Buzău intră pe harta asta a mapamondului, dacă
vreți cu tot ce avem noi, nu numai în geoparc, că toate lucrurile se leagă după aceea, cu tot ce avem noi, eu știu, de la tradiții până la oameni și așa mai departe, frumusețile locului, poziție geostrategică, ne putem și sigur vom fi, o să avem o vizibilitate mult mai mare, ce înseamnă din punct de vedere, dacă vreți, și material, locuri de muncă mai multe, dezvoltare durabilă zonală, dacă vreți să intrăm și în spiritualitate și în, dacă vreți, dezvoltarea turismului, pentru că există o altă atracție, dacă vreți, apoi și un lucru benefic, practic, acum practic suntem obligați să conservăm și să dezvoltăm ce avem, ce ne-a lăsat natura, ce trebuie să facem și așa mai departe, dezvoltarea, eu știu, infrastructurii rutiere, deci aici apare, bineînțeles, apar și alte lucruri, de ce zic eu că e plus valoare, că pot apărea și cu siguranță da, și locuri de muncă prin dezvoltarea zonii, eu știu, de la pensiuni, ateliere, meșteșugărești și așa mai departe. Să știți că și comunitățile care se învecinează, să spunem, cu geoparcul, vor intra într-un program din aceasta de dezvoltare, că se vor face, eu știu, schimburi de trasee turistice și așa mai departe. Sunt alte lucruri care le putem lega, deci oricum, dintr-un calcul care mi l-am făcut așa, sumar, ca să spun la prima vedere, pe o perioadă de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ani. Asta înseamnă că nu poți să dezvolți într-o zi. Mai mult de 60%, să zic așa, din locuitorii județului Buzău vor fi beneficiarii direcției acestui geoparc.